și să mă certe că, domne, că eu am fost corect, că nu știu ce, că... Că, domne, că eu bag doar pește românesc, că cât muncim noi aici, cât munciți, cât nu munciți, s-a prins pește nimeni pe baltă. Vă zic eu pe aia dreaptă. Bună dimineața și bine ați venit în haosul luguvit pescari sincer, cel mai true fish vlog din România, că nu există unii care să zică mai pe bune și mai pe față tot ce se întâmplă. Pentru că e reclamă peste tot, continuăm demascarea bălților. Peste tot se prinde, nimeni nu pleacă nemulțumit și când ajungi pe baltă, ești tâlhărit. Intrăm imediat în acțiune. Mergem pe o locație nouă, Chiroiu 2, să mă pup la... Știi, Rime, știi și tu, că chiar dacă nu ești repede așa talentat ca mine, știi și tu, Rime, oleacă. Mergem pe Chiroiu 2, vă prezint ca de obicei accesul la baltă, dacă au toalete pentru pescari pârțari, coșuri de gunoi și alte nevoi. Tarife și ce se mai întâmplă. Deci mergem la demascarea bălților, un nou episod. Ne îndreptăm spre baltă. Waze spune că mai avem 6 km. Am ieșit greu de acolo de la mine, ceasul e 8:30. Ce să zic, drumul e asfaltat momentan, dar revin eu imediat cu detalii fierbinți de la fața locului. Ne apropiem vertiginos de baltă. Drumul asfaltat încă, să vedem ce se întâmplă. Îmi place când e drumul asfaltat. Asta, mașina mea, like this. Drumul asfaltat și mai avem 600 de metri până la baltă, doamnelor și domnilor. E bine, da, e bine. Dreapta Chiroiu 1, pescuitul interzis, și în stânga balta Chiroiu 2, pe care se pescuiește, pe care mergem noi. Ia uitați, asfalt frumos aici până în gârlă. Iată, indicator Chiroiu 2. Îți și facem și noi stânga așa. Hap, 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 hap. Drum pietruit, treabă socoteală. A, uite cum arată balta. Drumul este bun și pe baltă, pietruit, după cum v-am zis, frumos. Ia uite, și un coș de gunoi pentru noi. Să mergem înainte, să facem o vizualizare a acestei bălți. Uitați și voi, să nu ziceți că nu vă arăt. Să vedem ce se întâmplă. Câțiva pomișori, uite și ponton. Un alt coș de gunoi. La totură de baltă am găsit și toaleta, uitați acolo. Și m-am gândit să mă opresc aici pe începutul de baltă. Mai încolo sunt niște pescari, voiam pe capătul altul, dar acolo nu e treabă, adică nu mai e loc. Așa că dau aici și vizez, de acolo vine peștele, știți ce zic eu. Iată-ne! Deci, să vă prezint, astăzi voi încerca un mix între gama de competiție Profes Red Hot Demon și Sweet Natural. O să fac roșu cu galben și separat o să fac și un verde, tot din gama de competiție, ca să vedem cum merge treaba. Aia e dulce, asta e haumiauri. Bineînțeles. Am să fac și câțiva peleței. Sau poate i-arunc direct în nadă neumectați. Mai văd. Și să vă arăt cum să face treaba. E ligheanu. Înțelegi? Ligheanu. Desface aici galbina. Pui galbina. Fă, ce bine miroase galbina. Pui și roșia.
și uite, le amesteci. Le amesteci. Și va ieși un portocaliu. Înainte să le umectăm, le amestecăm. Uitați, cam așa arată. Și acum le dăm apică. Așa. Le dăm apică și le amestecăm bine, bine. Așa se amestecă. Eu știu direct câtă apă să-i pun, deci nu necesită 2 umectări, 7. Eu i-am pus o dată și bine. Și amestec. După aia o să și sitesc că m-am învățat să fac și cozonaj. Băieții ăștia de la feeder m-au învățat, bă, zici, mi-a zis, dacă nu faci cozonaj, nu prinzi pește. Și asta este. Ia uitați, așa ne arată șmecheria. Se va arăt mai de aproape, să nu cad. Uitați, așa ne arată șmecheria, da? Ia când o să o și sităm, o să fie de vis. Deci asta este șmecheria noastră. Dăm cu asta și după aia facem verdele, în caz că nu o să răspundă la această dulceață, dar nu, eu nu cred că n-are cum. N-are cum, n-are cum. Demascarea bălților. Baltachirol 2. Iar la cârlig, eu încep tot timpul cu corn cream, wafter master. O să aleg probabil ori portocaliu, ori galben, dacă nu dau și cu mov, că nu se supără nimeni. Și vreau să fac primul lanseu. M-am clipsat, dacă vedeți voi. Pe acolo e o gaură. Vedeți găurica aia acolo? Acolo voi pescui. Uite, așa să văd și bețele, e extraordinar. Bă, dar ce unghiuri fac! De Hollywood! Îi dau drumul la să muncesc, că altfel pește nu primesc. A venit domnul cu plata. Ia uitați, am primit bon fiscal. Deci totul este în regulă aici la Chiroiu 2. Să vă explic cu taxa. Taxa este 80 de lei la 12 ore. Ai voie să iei 5 kg de crab și 5 kg de caras. E, la 12 ore este o leacă mai scumpă, doar cu 40 de lei. Este 120 de lei. Dar tot așa, tot limita de pește este tot 5 kg de crab, 5 kg de caras, numai că te bucuri tu că mai stai seara la șpriț, la astea, bam, bam, și pescuiești a doua zi. Sau pescuiești și seara, sau stai și la șpriț, sau și pescuiești, știi, de alea, de pescari sinceri, cum ar veni. Ce să zic, îi dăm drumul la combinat sau, am aruncat una. Și acum o să încerc să fac una mai aproape. Și asta e. Să vedem ce surprize ne aduce Baltachiroiu 2, că am văzut pe Facebook, numai reclamă, 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 reclamă. Trebuie să vin la fața locului să demasc. Ăsta e rolul meu. Continuăm pescuitul. Ceasul e, mi-am luat ceas, este 11 fără un sfert. Peștele n-a vrut să răspundă deloc. L-am sunat. Alo, Dorele, ești pe aici? Nimic. Mă, știi cum ești, pescarul e slab. Sau mai știi cum e. Dar nu vreau să mă pronunț, încă că încă e de vreme să spunem chestii. Dar noi tot o să vă încercăm, o să încercăm, o să încercăm și să vedem ce se poate întâmpla. Situația este cu adevărat tristă. Ceasul s-a făcut ora 12. Știți cum e vorba aia? Frumoasă țară, păcat că e locuită. Acum e invers. Frumoasă baltă, păcat că nu e locuită. Așa-mi sună. Sau dacă e locuită, au plecat toți pe afară, că e traiul greu aici în România. Știți și voi cum e cu astea, și au plecat pe afară să câștige și ei mai bine, să mănânce mai bine, că aici mureau de foame. Ce să zic? Foarte rău merge. Dezastruos! Știi când bagi n-a dat profes că trebuie să sară peștele pe oală? Și acum e... Doarme? Nu că doarme, nu prea e. Dacă era, sărea. Știi cum zic? Vom vedea.
Dragi pescari. Acolo pe la Nubea, uite aici. Museți. Adică poate dacă mănânc eu, mănâncă și el. Că până acum, de două n-a vrut. Nici măcar nu s-a atins. Nici măcar un line by de ăla. Ai văzut, puchinosule, ce termen am învățat? Line bite, auzi? Adică asta se numește când treci un pește și se atinge firul. Și ți se pare că trage, dar de unde e? Și el doar s-a atins firul. Eu te zic, ce mici o apă după pește, băi. Unde te duci, bă, să te uzi, bă? Vino, bă, încoa, mai ieși de la greu. Repede să ducă el în apă. E semn că vine peștele, știi, miciocul a luat-o înaintea lui. Am încercat diverse distanțe. Mai aproape, mai departe. Am făcut pat de nadă. Pat de nadă, auzi? Am făcut un pat așa de nadă, de s-a culcat-o peștele. Înțelegi? Am dat și mal. Acolo unde vine? Malul așa. De bagi metod în tunel. Nu s-a clintit. Am acum păpănică mai mea. Mai mică. Păpănică mai mare. Mai flotantă. Mai neflotantă. Mai aghiotantă. Nimic. Asta mi-a rămas singura variantă. Să mănânc eu. Poate să facem lui poftă de mâncare. Facem treabă că altfel. Jale. Jale, jale mare. Ceasul este ora 2. Peștele în continuare faci în anii. Noi... Ce să vă mai zic? Ziceți voi ce să vă mai zic. Ziceți voi și lăsați în comentarii. Că eu degeaba vă zic. Nu e aici pește. Astăzi bea apă. N-am avut pește în stand. Nu-i place nada profes. N-are cum să nu-i place, că nada profes îi place tuturor peștilor. Ce să zic? Nu-i place fața mea. Am rupt și un vârf la lanset. Bă, mai bine să te arac acasă. Eu fac de mascarea bănților pentru voi, să vedeți condițiile de pescuit, ce pește vă poate izbi pe anumite bărți. Rup vârfurile la lanset, dau bani la bălți, ce să mai filmez, montez pe timpul meu și voi nu băgați și voi 100 pe Revolut acolo, că aveți primul link e de Revolut. Sau niște comenzi de nadă. Poc, poc, poc. Că e al doilea link. Tot aia e. Ce să zic, e și un șarpe pe aici, mă supără pe mine. Mai stau puțin și nu mai stau. Știți cum zic? Că n-am de ce să stau, că nu am activitate și eu mă plictisesc dacă n-am activitate. Nu stau 48 de ore să pot să mă apuc de bere, nu trage peștile, ai planul B. N-am nici planul B. N-am ce să fac. Ce să fac cu voi? Ce să fac cu balta asta? Ziceți-mi voi ce să fac. Că nu mai pot, mă apucă nervii. Baltă de zahăr. Ceasul este deja 3. În continuare nu avem nicio prezentare. Deci balta, după un mic research, așa că a fost un băiat, a întrebat și mai încolo. A venit un domn cu o mașină. M-a întrebat, domne, s-a prins ceva? Zic, domnule, nu s-a prins nimic aici. Zic, dar nu vrei tu să te duci mai încolo, că zice, băieți mai mulți, așa vreo 6-7 pe la mijlocul bălții, că ne treabă și pe ei și zici și mie. Și a venit omul înapoi și mi-a zis, bă, nimic, n-a prins nimeni nimic, unii stăteau de seara, au plecat acum, nimic nici ei, nimic nici eu. Deci, concluzia este simplă, balta nu are pește, boss. Sau dacă are pește foarte puțin pentru cantitatea de apă. Adică,
ori balta are prea puțin pește, ori are prea multă apă. Luați-o cum vreți. Au fost pescarii sinceri pe dumneavoastră, demascarea bălților. Am mai pierdut 80 de lei și o zi din viața mea ca să vă arăt încă o baltă. Ce să vă zic? Dacă pește nu doriți să capturați, nu uitați să vă abonați. Și pe clopoțel să apăsați, profes să cumpărați și scrieți în comentarii pe ce băl să mai merg, că pe toate gherlele mă trimiteți și eu ca fraierul mă duc. Și ar fi frumos să băgați și acolo pe Revolut. Gata, v-am pupat! O lac peste pupăză, după ce că nu s-a prins pește, a venit și administratorul care nu mai are simțul umorului să-mi zică mie că am făcut gluma aia cu s-au băgat plase, care am mai făcut-o acum câteva zile, că s-au băgat plase pe altă gârlă și că s-au băgat plase. I-am zis că a băgat el. A zis că au băgat boții plase. Și să mă certe că, domne, că eu am fost corect, că nu știu ce, că... Nu mai zic nimica. Mă duc acasă, că mai bine stăteam acasă. Că, domne, că eu bag doar pește românesc, că cât muncim noi aici, cât munciți, cât nu munciți, s-a prins pește nimeni pe baltă. Vă zic eu pe aia dreaptă. Așa că despre asta e demascarea bălților. Cine știe, poate mă vor ataca patronii de baltă într-o zi, dar n-am ce să le fac. Asta e realitatea. Eu vorbesc la adevăr. Înțelegeți? Și când vorbești la adevăr, pe unii supără. Aia cu plazele a fost caterică, da? Am zis eu, cum am zis mai departe, am filmat o baltă, domne, bagă ăștia plaze pe aici. Nu băga nimeni plaze aici, n-a băgat nici acolo și nu o să bage. Adică să mai bagă, da, na. Nu unde zic eu am zis la caterică, domne, te-au băgat plaze, știi? Po cum a zice, uite, domne, au băgat și aici plaze aseară. Mamă, au scos tot peștele din canalul ăsta. De unde? Că nu s-a scos nimic, îți dai seama. Că nici nu e pește ăsta. Dar ați văzut și voi cum a decurs partida. Nu mai am ce să zic, că mă supăr. În loc să zic că, bă, băiatule, mai iau o partidă gratis, mai vin o altă dată, că așa era frumos și de bun simț, domne, n-ai prins, mai dau o partidă gratis, că n-am pește în baltă și poate nimerești și tu unul data viitoare, dar așa nu se... La revedere, dacă pește nu doriți să capturați, nu uitați să vă abonați!